Autoritățile din Ghana au confirmat primele două cazuri de infectare cu virusul mortal Marburg, care produce o boală extrem de contagioasă și care face parte din aceeași familie cu virusul care provoacă Ebola. Conform DG24, potrivit autorităților din Ghana, ambii pacienți au murit recent într-un spital dintr-o regiune din sudul țării. Probele preluate au ieșit pozitive la începutul acestei luni și au fost verificate de un laborator din Senegal. Oficialii din domeniul sănătății din națiunea Vestafricană spun că 98 de persoane se află acum în carantină ca fiind suspecte de contact cu victimele. Nu există niciun tratament pentru Marburg, dar medici spun că prin consumul de multă apă și prin tratarea simptomelor specifice, cresc șansele de supraviețuire ale pacientului. Virusul este transmis la oameni de la lilieci și poate fi răspândit între oameni prin fluidele corporale. Este o boală severă și deseori fatală, cu simptome care includ dureri de cap, febră, dureri musculare și hemoragii. Oficialii avertizează localnicii să nu se apropie de peșteri și să gătească bine toate produsele din carne înainte de a le Consuma. În Africa, focare anterioare și cazuri sporadice au fost raportate în Angola, Republica Democrată Congo, Kenya, Africa de Sud și Uganda, precizează OMS. Primul focar de Marburg a avut loc în Germania în 1967, unde au murit șapte persoane. Virusul a ucis peste 200 de persoane în Angola în 2005, fiind cel mai mare focar înregistrat, relatează Digi24.